Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor noștri. Vorbim despre respect, vorbim despre viața socială a copiilor, vorbim despre nevoi emoționale, vorbim despre interacțiune socială, cât de importantă este interacțiunea socială. Pornind de la o recomandare de carte, este vorba despre Arta parentajului plin de respect, 7 metode de comunicare non-violentă pentru a transforma conflictul în cooperare, Sura Hart și Victoria Kindle-Hodgson, o carte, cum spuneam, în colecția Parentaj a editurii Herald. Și alături de noi este astăzi Gabriela Hranovski, specialist Montessori, consilier parental. Și aș vrea să începem discuția noastră pentru că sunt mai multe puncte pe care mi le-am propus ca dezbatere. Înainte de toate, cât de importantă este interacțiunea socială pentru copiii noștri în condițiile în care, hai să spunem că în ultimele 5-6 luni aproape, au fost puțin privați de această interacțiune socială în contextul pe care noi îl trăim. Și bineînțeles că după cursurile desfășurate online a venit și vacanța. Sunt foarte mulți copii și am auzit voci care spun, sunt foarte mulți copii care își doresc reînceperea școlii în variantă offline pentru că au nevoie de interacțiune, au nevoie de contactul cu colegii, cu prietenii. Și consider că lucrul acesta este foarte important pentru viața lor socioemoțională și apoi vom trece discuția noastră, pentru că vorbim despre educație, cât de importante sunt alte forme sau alte sisteme de educație, de învățământ, cum este Montessori, pentru că e specialist Montessori, dar și altele, la, să spunem, ca variante sau ca alternative la învățământul clasic tradițional. Mulțumesc! Mulțumesc mult, cu drag am acceptat invitația ta. Să o luăm cu începutul. Când vine vorba de nevoia noastră de a interacționa cu alți oameni, este, cum spuneam, o nevoie. E ceva ce nu putem contesta, ne naștem cu această nevoie. Ce a făcut această pandemie, această criză, a fost să ne facă să ne adaptăm unei alte normalități, care vine la pachet cu această schimbare de paradigmă. Nu mai putem interacționa așa cum știam până acum. Pe de-o parte, lăsând deoparte perioada aceea în care am stat în case cu toții și nu am interacționat deloc, să zicem că ușor, ușor am ieșit din această perioadă și totuși am putut interacționa într-un alt mod, dar în continuare am putut interacționa. Cred că vorbim foarte, foarte clar de o schimbare de rutină pentru copil. Nu mai putem ieși afară în fiecare zi sau nu ne mai putem întâlni așa cum ne întâlneam până acum la locul de joacă, așa cum știau copiii până acum, dar ne putem întâlni într-un alt mod. Și cred că despre asta vorbim ca primă etapă, despre validarea nevoii de a ne întâlni, dar prezentarea acestei noi situații și acestui nou mod de a ne întâlni cu alții. Și știm foarte bine, cei care suntem în domeniul acesta al dezvoltării copilului și al dezvoltării umane de altfel, că avem o extraordinară capacitate de adaptare. Dacă mesajul se transmite cu respect, că tot vorbeam de cartea prezentată de tine mai devreme, copilul are această capacitate. Și apoi mai vorbim și de filtrul propriu prin care trecem criza aceasta. Lucrând cu atât de mulți părinți în perioada asta, am putut vedea practic cât de mult contează această diferență de perspectivă în a interpreta această criză, această situație, acest disconfort prin care trecem. Și copilul, la rândul său,
folosește într-o mare măsură același filtru pe care îl folosește părintele lui când vorbește despre această criză. De social, da, nu mai putem interacționa cum o făceam, dar putem interacționa altfel. Și cred că este sănătos, dacă vorbim în termenii ăștia, să nu rămânem neapărat blocați în problema pe care o avem, ci să căutăm soluții. Ok, nu putem așa să ne mai întâlnim, dar hai să vedem cum putem să ne întâlnim. Și copilul va percepe această diferență exact așa cum o va percepe și părintele său. Asta am observat lucrând cu părinții. Copilul percepe lucrurile așa cum le percepe părintele său. Și nu vorbesc aici de bine sau rău, ci pur și simplu că se percepe diferit această diferență. Nu putem contesta, da, nevoia copilului de a interacționa. Mai ales că nu poate procesa logic această informație despre pandemie, despre posibile pericole. Nici noi de multe ori nu putem percepe atât de logic pentru că e ceva ce n-am mai trăit vreodată, deci nu putem să spunem că avem experiențe asemănătoare. E fără precedent. Copilul cu atât mai mult nu o poate procesa logic. Ce ne rămâne de făcut este să ne întoarcem la acea poziție de respect, empatie, al înțelege pe copil că își dorește să interacționeze așa cum o făcea înainte și reamintirea faptului că în momentul acesta lucrurile sunt puțin diferite. Asta referitor la nevoia noastră de socializare. Cu siguranță este pentru fiecare din noi o schimbare. Nu suntem răspunzători sau nu este în mâinile noastre această situație, dar suntem răspunzători de modul în care răspundem la această criză. Și asta ține de inteligență emoțională, de capacitatea de a gestiona emoțiile pe care le simțim vis-a-vis de situația prin care trecem. Și lucrurile acestea toate se transferă de la părinte la copil fără doar și poate. Nivelul de toleranță la frustrare? Exact, exact. Modul în care s-au mai pus limite până acum copilului. Da? Dacă el a crescut într-o familie în care avea libertate cu limite rezonabile pentru el și cu respect, atunci există șanse foarte mari să le perceapă și să le accepte și pe acestea, când vine vorba de distanțare socială, mult mai ușor și mult mai bine. Dar, da, cum spuneai, depinde de istoricul nostru, când vine vorba de alte situații, nu neapărat pe aceasta n-am mai trăit-o vreodată. Unele școli private cu sisteme de educație și de învățământ alternative la învățământul clasic, tradițional, au început din câte știu eu, din ce am vorbit, au început deja cursurile la începutul lunii septembrie, în jur de 1-2 septembrie. Aș vrea să vorbim un pic despre partea aceasta de educație formală, de educație non-formală, educație informală versus, să-i spunem, educație formală, educația din învățământul clasic tradițional. Se pare că totuși educația informală, non-formală și sistemele de educație și de învățământ alternative se pare că sunt mai performante decât învățământul clasic tradițional. Probabil că, sau probabil mai mult ca sigur, au niște reguli interne de funcționare, de administrare, de gestionare, de organizare. Ori știm foarte bine că la nivelul ministerului și la nivelul Ministerului Educației și Învățământului lucrurile nu stau așa cum și-ar dori părinții, așa cum și-ar dori o mare parte dintre profesori, cadrele didactice, da? Că nu, nici ei nu sunt chiar mulțumiți și de schimbările, de fluctuațiile astea de programă școlară, iată contextul actual. Sunt foarte multe, poate că sunt mult prea multe necunoscute și atunci cred că din cauza acestor necunoscute puțin crește gradul de anxietate, mai ales al părinților. Da, foarte bine ai
ai pus, ai oglindit ceea ce se întâmplă în momentul acesta. Dacă am putea să facem așa, o să folosim o metaforă, autoritatea pentru profesori lipsește în momentul acesta, sau autoritatea care ar fi trebuit să vină cu niște reguli nu vine în momentul ăsta și ne simțim ca niște copii care nu au de fapt un părinte care să vină cu acea regulă care te face să te simți în siguranță. Și da, cred că asta poate fi una dintre diferențe, pentru că în mediul privat, în grădinițele private, aceste reguli existau cumva. Și înainte de pandemie existau niște proceduri clare când vine vorba de cum funcționează acea grădiniță, cu atât mai mult când vorbim de un sistem anume. În Montessori, în general, majoritatea grădinițelor funcționează pe aceleași proceduri. Waldorf, la fel. Și restul abordărilor alternative. Când vine vorba de grădinițele și școlile de stat, probabil că lipsește această procedură și această claritate. Lucrurile se întâmplă așa. O altă diferență este, într-adevăr, aceea care ține de resurse. Într-o grădiniță privată vorbim de un personal mult mai numeros, la un număr de copii mai redus decât la stat, și atunci lucrurile și aici sunt, și din perspectiva asta, sunt puțin mai ușoare. Ce poate fi mai greu și ceea ce am observat în momentul ăsta ca fiind mai greu și ce te pune cumva într-o situație dificilă, este abordarea, cel puțin din sistemul Montessori, și cunosc și alte abordări, care îi permit copilului acea libertate de mișcare. Noi credem că copilul învață mișcându-se, prin mișcare. Nu limităm copilul la o bancă și la un scaun sau la lucrul acela cu mințel la măsuță și pe scaun, ceea ce acum se bate cap în cap cu ceea ce așteptăm de la copii. În mediul privat, inclusiv în grădinițele, scuze, în mediul de stat, cel puțin în grădinițele de stat, copiii stăteau foarte mult acolo, pe scaunelul lor. Și asta în situația actuală se pare că ajută, deși este clar în detrimentul copilului abordarea aceasta. Asta poate să fie un plus în această situație excepțională. Ne întoarcem iarăși la personal și la numărul mic de copii. Da, un adult servește 3-4 copii, spre deosebire de mediul, de grădinițele, de școlile de stat, în care vorbim de cu totul alte cifre. Provocări cred că sunt de ambele părți. Părinții au așteptat, știu din surse sigure, inclusiv la privat, au așteptat acel e-mail, acea informare cu așa se întâmplă lucrurile în grădinița noastră, și acest lucru îți dă senzația de siguranță. Știi ce urmează să se întâmple, poți să-l pregătești pe copil pentru ceea ce urmează să se întâmple, este un aspect foarte important. Adică ne gândim acum că nu știe părintele, dar nu știe nici copilul ceea ce urmează să se întâmple, și el este figura centrală, de asta ne întâlnim, de asta vorbim acum, și nu știe ce urmează să se întâmple, și atunci e cu siguranță o situație delicată din punctul ăsta de vedere. E necesar în perioada, cu atât mai mult în această perioadă, dar cred că și înainte de această perioadă, este important pentru o dezvoltare armonioasă, echilibrată, sănătoasă, din punct de vedere psihic, emoțional, a copilului. Este important ca părintele, și nu numai părintele, chiar și cadrul didactic, sau, uite, vorbim despre consilieri parentali, vorbim despre consilieri psihologici, vorbim despre psihologi școlari. Este important să fim empatici cu nevoile emoționale ale copiilor noștri?
în acel ghid de supraviețuire în criză, recunoașterea acestor emoții, da, este printre primele lucruri pe care le facem. Îi validăm copilului emoția pe care o simte. Dacă o simte, înseamnă că asta are nevoie să simte și să exprime. Și nu ne adresăm comportamentului copilului, ci mai degrabă avem în vedere că în spatele unui comportament se află o nevoie. Și atunci, da, validăm acea nevoie, validăm și suntem empatici cu ceea ce simte și trăiește copilul și abia apoi căutăm o rezolvare la situația respectivă. Deci, da, cred că pasul este acesta. Inclusiv să verbalizăm, nu mai zic de schimbul de energie emoțională dintre adult și copil sau dintre profesor, educator și copil, dar e nevoie să și verbalizăm ceea ce simțim. Și în situația asta, verbalizarea ar putea suna chiar așa. Te înțeleg că ești, te simți așa și eu mă simt la fel ca tine și eu aceeași nesiguranță o simt, pentru că o simțim și hai să vedem împreună ce putem să facem. Deci, cred că validarea și empatia, compasiunea este cheia în relația interumană până la urmă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre nevoia de interacțiune socială a copilului, a elevului în speță, cu colegii de clasă, cu prietenii, despre importanța de a fi empatic și cumva receptiv la nevoile emoționale ale copilului. Am venit și cu o recomandare de carte, Arta parentajului plin de respect, 7 metode de comunicare non-violentă pentru a transforma orice conflict în cooperare, de Sura Hart și Victoria Kindle-Hodgson, în colecția Parentaj, o carte aflată în campania Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor, foarte multe cărți din colecția Parentaj, dar și alte cărți, precum îmi vine acum în minte fenomenul bullying, iarăși un subiect foarte interesant, foarte frumos, carte publicată în colecția Psihopractica, iată și în alte colecții, Psihoterapia, Psihopractica, găsim cărți pe zona aceasta de educație și de viață socioemoțională a copiilor noștri. A fost astăzi alături de noi Gabriela Hranovski, specialist Montessori, consilier parental, îi mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!